Casele părăsite pot ascunde adevărate comori. De acest lucru s-a convins și Victor Galușca, un tânăr regizor pasionat de fotografierea locurilor care par a fi înghețate în timp, care au fost abandonate și apoi uitate. Datorită acestei pasiuni a ajuns să descopere într-o casă părăsită din satul Roșieti, Craiunul Florești, 4.000 de negative fotografice, portrete ale sătenilor din anii 50-70, realizate de singurul fotograf existent pe atunci în acea localitate. Datorită unui grant european a digitalizat fotografiile și a creat un site unde le-a postat. Povestea lui a ajuns să fie cunoscută și în afara țării, iar recent a fost publicată și pe paginile ziarului american The Washington Post. Totul a început în ultimul an de facultate de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pentru a-și susține teza de licență, Victor Galușca trebuia să facă un film de scurt metraj. În căutarea unui loc deosebit a ajuns în satul Roșietici, raionul Florești, unde a descoperit într-o casă abandonată această uimitoare comoară. În satul acela sunt foarte multe case abandonate și eu intram prin ele să văd, filmam ce obiecte lasă lumea urma lor când pleacă. Și una din casele astea am găsit negativele. Apoi am întrebat a cui casa, am înțeles că fiica fotografului trăiește în sat, am făcut cunoștință cu ea, am vorbit. Mi-a povestit cât și ceva despre tatăl ei. Fotografiile toate în alb-negru erau opera unui fierar pe nume Zaharia Cușnir, care pentru a câștiga un ban în plus mai făcea și fotografii. Era unicul fotograf pentru câteva sate din jur și era chemat de mai mulți oameni ca să îi fotografieze nunțele. De exemplu, o doamnă îmi spunea că și-a cumpărat o rochie nouă, nu știu, și-a cusut o rochie nouă și a venit la el să fotografieze că era mândră de rochia ei nouă. Cele aproximativ 4.000 de fotografii au fost prelucrate și plasate pe un site datorită unui grant de 5.000 de euro obținut de la Uniunea Europeană. Am făcut un site, le-am încărcat acolo și din momentul în care toată povestea a ieșit așa în public, lumea a văzut că sunt niște fotografii inedite, minunate. S-au început a scrie în presă, la început în presa noastră, după asta am ieșit în afară, în România, în Italia, în Germania, până și în Turcia, în Kazakhstan, în Rusia, mai multe site-uri de fotografie au scris, ca până la urmă, recent, ultimul articol să apară tocmai în The Washington Post. Regizorul moldovean are mari planuri de viitor. Tânărul își dorește să organizeze în această vară o expoziție în aer liber în satele în care Zaharia Cușnir a făcut fotografiile. Totodată, Victor Galușca este de părerea că imaginile ar putea deveni o sursă de inspirație a designerilor vestimentari.